Și în mod inevitabil, a zice, vine recuperarea ofensivă. Grameni! Continuă seria golurilor fabuloase! A un succes categoric, 5-1 cu CFR, poate că nici cei mai optimiști suporteri nu se așteptau la un astfel de scor. Da, nici noi nu cred că ne așteptam la o asemenea diferență de scor, dar încă o dată demonstrăm că suntem o echipă foarte bună a campionatului, o echipă care merită să fie pe primele locuri, cel puțin pe podium, și eu zic că a fost încă o confirmare pentru toată lumea care se îndoia de noi că avem valoare și știm să jucăm fotbal. Un gol mai frumos decât altul, mai mulți jucători pe lista marcatorilor pentru care te-ai numărat și tu, felicitări pentru golul tău. Mulțumesc frumos, da, aveam nevoie să scriu pentru că sezonul ăsta nu prea am avut aceleași reușite statistic ca în sezonul trecut, dar asta nu mă face să cer lucruri extra pentru că eu trebuie să fac jocul, să-mi ajute echipa și după, dacă vor veni și realizările, sunt bucuros. Legat de reușitele colegilor, îi felicit pe ei, o să le spun și vestiar, am și vorbit pe teren că ne-am intrat cam aproape toate șuturile pe care le-am încercat de la distanță și suntem bucuroși, mai ales pentru Luis, care e vârful nostru, are nevoie de goluri, Cojo, care a început să dea goluri, pase de gol în continuu, suntem bucuroși și Ganezu și eu și suntem bucuroși. Miercuri, un alt meci important pentru lupta pentru Europa, pentru locul 2 cu Rapidul. Da, Rapidul, o echipă care până acum 4 etape se lupta la titlu, acum a intrat și ei în lupta pentru locul 2. Noi suntem la fel de motivați, o să intrăm pe teren la fel de motivați cum intrăm și astăzi, cum am intrat și astăzi. O să ne ducem, o să ne odihnim și de mâine ne gândim la meciul cu Rapid pentru că trebuie să luăm cele 3 puncte. Mai sunt 5 etape, final de sezon, final important pentru tine, visezi la o prezență la turneul final la Euro? Da, cred că ăsta e cuvântul, că visez, pentru că e destul de greu, pentru că sunt mulți jucători care au dus greu la echipa națională, care au calificat echipa la Euro. Normal că visez, pentru că eu cred că orice jucător profesionist de fotbal de România trebuie să gândească așa, dar voi vedea. Dacă voi fi acolo, voi fi foarte, foarte bucuros, pentru că poate fi ceva unic în viață. Dacă nu, îi voi susține pe băieți, îi voi aplauda și eu mă voi gândi la Național Under 21, unde avem și noi meciuri foarte grele.